Câteva secunde până la reluarea meciului dintre Gheorghe și Rapid, duel pentru locul întâi în grupa B a Ligii Campionilor. Reamintim, Rapidul neînvinsă până acum, singura echipă din Liga Campionilor care nu a suferit nicio înfrângere, 4 victorii și 2 rezultate de egalitate. 18-15 după ce echipele au mers cap la cap până prin minutul 20, puțin dereglat mecanismul Rapidului odată cu intrarea noului inter dreapta Angela Ianușević, care nu pare total integrată. Polman a intrat mult mai bine comparativ cu Ianușević, sigur, și diferența de experiență și valoare e mare între cele două jucătoare. Rapidul are însă speranță, apărarea este călcâiul lui Ahile pentru Rapid, 18 goluri primite împotriva sau de la vicecampioana Europei. Cele mai multe goluri pentru Ghior Gros, 6 din 7, Ovdedal 5 din 5 și Lucaci, extrema dreaptă, are 3 din 4. Pentru Rapid, cele mai multe reușite, Orlan Canor, 6 din 8, care a avut un prim sfert de oră remarcabil. Și Rapid are primul pozițional în repriza secundă cu Badea Târcă, trimisă în inter dreapta, Canor centru, Buceschi stânga, Hernandez pe pivot și Gutierrez pe extrema stângă. Vor fi schimb de locuri normală între Canor și Eliza când începe cu adevărat acțiunea, adică acum. Eliza în centru, lasă pentru Târcă, grozav. Vine pe poziție centrală, poate să arunce și mingea pentru Ghior. Da, parada din nou pentru Solberg, care a avut 6 intervenții și în prima repriză. A stat mai bine Solberg decât portarul Rapidului, Denisa Dedușandru. Acum a intrat Ivana Capitanović în poarta Rapidului. A fost faultat în apărare Hernandez și a revenit Rapidul în atacul pozițional cu aceleași 6 jucătoare. L-a ratat Eliza, semnul pentru schemă. Hernandez a plecat și în circulație. Grozav Târcă, Hernandez de la Buceschi. Grozav, a ieșit Zemico să ne strige schema. Eliza pasă bună la Gutierrez și înscrie Iberica. 18-16, primul gol în repriză. Puține goluri marcate de extremele Rapidului în prima repriză. N-a avut foarte multe mingi Alexandra Badea în extrema dreaptă. Ne amintim însă, Gutierrez a reușit câteva intercepții și un contraatac pe care l-a finalizat în prima repriză. Ovdedal, Broch, Lucaci în duel cu Gutierrez. Eliminată între jucătoarea Rapidului. Gutierrez dacă a împins, una dintre Hernandez și Canor au tăiat calea adversare în circulație. Gutierrez pare că a împins, dar am văzut doar o parte din acțiunea defensivă a extremei Rapidului. A doua eliminare de 2 minute pe care o primește Jennifer Gutierrez. Polman încă parcă își lua repere acolo, încerca să înțeleagă ce vorbesc jucătoarele cu antrenorii. Lucaci pe zona rămasă liberă odată cu eliminarea lui Jennifer Gutierrez, reușește să marcheze. Aici parcă mult prea liberă Lucaci, extremă și națională maghiară. Hansen pasă logic în dreapta și Capitanović n-a putut să scoată. Unchi mult prea mare. Avea șanse mici Ivana Capitanović, o jucătoare Lucaci cu o tehnică excelentă. Canor pentru Grozav, din nou Grozav de la Eliza, blocată pe braț de Broch, 9 metri, ce apărare care pare indestructibilă, are Ghiorul acum cu Broch și Hansen, Buceschi, Canor, împinsă de Broch, Eliza, Grozav, a plecat extrema la schimb, ce bine aruncă de la shoulder. Mascată Solberg nu face decât să scoată mingea din poartă. 19-17, e bine că am dat gol în inferioritate. Mingea din nou la Lucaci în extrema dreaptă, apără de această dată Capitanović. Prima intervenție a portarului croat. Da, să nu uităm, Ghioro mai are în apărare și pe Tervel activată tocmai pentru
ca Martin Ambrus să aibă mai multe soluții defensive. Asta ne arată că lui Martin Ambrus chiar a fost teamă de acest meci și nu numai de începerea competiției. Să reactiveze o jucătoare de 43 de ani este ceva. Toate care s-a lăsat revenit... în 2014, s-a lăsat ultimul an competițional full, să spunem. I-a revenit și Haugsted, daneza, care a fost accidentată la umăr și n-a mai jucat din primăvară. Aruncă Corciu și scoate Solberg. Rămânem la două goluri în spatele maghiarelor. Ovdedal pasă pe Neve și ne scoate Capitanović fața lui Ved Broch. Este o paradă care poate relansa și din punct de vedere mental Rapidul. Genial a fost Ovdedal, dar și Capitanović a continuat cu această idee, blocând. Bucescu, grozav. Bucescu, Hernandez, grozav, Canor, Bucescu, Canor, grozav, pasă în spate, recuperează cu greu grozav, Badea, grozav, Canor, Bucescu, Canor, depășire, a apărut faul, bună pasa da, către Ainhoa. Da, faul la pasă la Canor, decizie bună și logică a arbitrilor slovaci. Martin Ambrus normal nu este de acord. 9 metri pentru Rapid, Eliza. Grozav târcă pentru Canor să mai poată înălța, aruncă din faul, nu se dă 9 metri aici, a avut brațul liber adevărat, dar tamponată la aruncare. Zeminco, Lucaci, foarte bine Grozav și out pentru noi, da, Zeminco a dat mingea în out. Canor pentru Corșoș, poltă gol, 19-18. Revine Rapidul la un gol în spatele Gheorului și relansează derbiul grupei B din Liga Campionilor. Ambele echipe, spuneam, cu 10 puncte. Dorina Corșoș are în palmares 3 Ligi ale Campionilor câștigate cu Ghior, fără a fi o prezență constantă în echipa lui Martin Ambros. Aproape de intercepție Bucescu. Pas la Lucaș, se apără bine rapidistele. Ovdedal aruncă, Ovdedal în bară, recuperează Șațăl și marchează. Nadine Șațăl are 28 de ani. S-a transferat la Gheor de la rival la Ferencvaros în 2021, a mai jucat la Veszprém și Erd. A mai jucat la Gheor între 2010 și 2013, a fost junioară la Gheor, are peste 90 de selecții naționale a Ungariei. Nadine Șațăl, care spuneam, e născută la München și are dublă cetățenie. Canor, pasă la intercepție, s-a văzut din tribune greșeala sa, Șațăl a furat mingea și înscrie un cadou nesperat pentru Martin Ambros. Și vine golul 21 pentru supercampioana Europei, 21-18, și Rapid din nou trage acum ca să revină în meci. Dai voie la acest nivel să greșești de o asemenea manieră, mai ales în fața lui Gheor, care te penalizează oricând și oricum. În condițiile în care în repriza a doua Capitanović a intrat foarte bine în poarta Rapidului, grozav, Bucescu, Canor, Bucescu încearcă o depășire, pas la Ainhoa Hernandez, aruncare de la 9 metri. Faultat pivotul Rapidului de Hansen. Hernandez n-a stat în zona de unde fusese faultată. Grozav, Canor, pasă la Corșo și încă o boltă. A făcut contract cu acest procedeu Corșoș, da, și ne mai scoate o dată, 21-19. Și trebuie să scoatem o minge în apărare pentru a pune presiune pe adversare. Carlos Viver, iată, nu s-a exteriorizat la această reușită. Suntem abia minutul 38, este timp pentru orice rezultat, sperăm într-unul favorabil campioanei României. Gros cade de parcă e lovită tot timpul o jucătoare mult mai masivă. A băgat și Hernandez, dar o împinsese Canor mai întâi. A
a fost o mângâiere, da, să spunem. Gros. S-au dat suporterii, rapidiștii în fundal și șterge păianjenul de la vinclu, Ana Gros. Remarcabilă traiectoria găsită de slovenă. Canor pivotează, pasă partea opusă pentru Badea. O, ratează Alexandra Badea și se oprește jocul. Tot Gros a căzut dintr-un contact. Pare că înfiravă Ana Gros la 1,86 m. Și la experiența sa, da. A încercat să se ridice, dar n-a reușit. O mână în bărbie. A fost lovită puternic cu la copul, depășirea lui Canor. Acum, da, când a rotit brațul. Păcat că n-a scris Badea, asta este cel mai important. Pasă foarte bună a lui Canor pentru Badea în extrema dreaptă. Luca și Șață îl înscriu pentru maghiare din extreme. Păcate ale noastre, ratează și Gros, da, chiar se resimte. Da, lovită la nas, are, da, și o, și are hemoragie când a rotit brațul. Acolo Canor a lovit-o cu cotul în nas pe slovenă. O pierdere importantă la Ghior pentru câteva minute, pentru că nu mai au jucătoare de mână stângă în acea poziție, dar poate juca Zeminco acolo destul de lejer sau Hansen, depinde cum va gândi Martin Ambros soluția. Acum se vede absența Veronicăi Christiansen, care și ea putea să joace lejer interdreapta. Sau al lui Riu, da, ce să mai... Zeminco pasă la pivot, ne apărăm în semicer, dar se pune golul. 23-19. Se rupe echilibrul, dar avem puterea să revenim și trebuie să o facem acum. Espinola o dă în bară și out. Onora tare a rapidistelor, care nu se descurcă deloc bine în apărare. Ghior reușește să dejoace apărarea Rapidului cu tot felul de combinații. Din nou un nou look pass, cum a fost cel de mai devreme la Oftedal, atunci când a ratat Broch. Zeminco în interdreapta, Hansen vine în centru, schimb de locul cu Oftedal. Apărarea mai avansată propune Rapidul, dar se creează și spații și profită normal Zeminco. 24-19, poate și un timeout ar fi bine venit pentru Rapid, dacă nu reușim să concretizăm următorul atac în pozițional. Cea mai mare diferență de scor în favoarea Ghiorului, acum minutul 40. Buceschi, Canor, Espinola, Canor, Canor, depășire frumoasă, reușește Franțuzaica să marcheze. Superb s-a infiltrat și insinuat Franțuzaica. Oftedal, Hansen, Oftedal, Zeminco. Din nou Oftedal. Pasă pentru Broch. A băgat un șold acolo, Spinola. 9 metri. E adevărat că îmi termin contractul, declara Martin Ambros, dar vreau să câștig în continuare trofee cu Ghior. Se referea evident la Liga Campionilor în primul și în primul rând, apoi campionatul în Ungaria. Hansen, Broch, Zeminco, a fost lăsată să arunce, apăra lejer Capitanović, duce în faza a doua prin grozav, Espinola, s-au repliat jucătoarele Ghiorului, grozav pentru Espinola, iarăși la intercepție, mult prea previzibil aceste acțiuni. Nici nu poate să rateze Oftedal dintr-o asemenea șansă. 25-20, Ghior Rapid și fără Gros pe teren, timeout Rapid. Vamos a meter
La primera situación, un 9 con pivote aquí para irse fuera, ¿vale? Cuidado el impar de Ofner al centro, cuidado, ¿vale? Lo va a jugar, atenta al pase largo, sin falta, ¿vale? Siguiente situación, Elisa, rusa, ¿vale? Siguiente, rusa por la derecha, para Orlán viniendo por aquí. Venga, vamos, ¿vale? ¡Vale, vale, vamos! ¡Vamos! Va fi cu adevărat un super match live. Superbet, go super! Încercarea lui Carlos Viverde a redresa jocul Rapidului. Multe greșeli în atac, iar în apărare Modest. Este momentul ca Rapid să revină și se ridice nivelul, așa cum a făcut-o în primele 20 de minute ale primei reprize. Solberg, nouă parade, Capitanovic are și a 3 de când a intrat. Prima repriză para pentru Rapid, Denisa Șandru. Atacul Rapidului cu Canor. Oh, pasă greșită. Până și Canor, cea mai bună jucătoare a Rapidului, iată, greșește. A intrat în jocul de atac cu foarte multe greșeli al Rapidului. Cred că nici n-a respectat schema de la timeout Canor. A apărut reacția lui Viver doar pentru această pasă 2 metri peste înălțimea extremei. Hansen of the Dahl, șață, ne arată că are și ea acest procedeu cu boltă. 26-20 Ghior Espinola. Le este totul jucătoarelui lui Ghior. Vin și pe fondul unui joc cu mare încredere. Intră Sorina Târgă Grozavă în interstânga locul lui Canor, greșelile franțuzoicei. Totul vine din apărare, acolo unde Ghior se descurcă admirabil în fața Rapidului, care macină în gol. Iată. Ce șansă pentru Blum, care plecase pe contră și păi s-a întors și a prins mingea. Da, se face diferența datorită schimbărilor, valorii rezervelor, de fapt. Da. Foarte important lotul pe care îl are și Ghior, chiar dacă îi lipsesc două dintre jucătoare, Christiansen și Riu. Blum primește pasa lejer și fructifică. Timeout Rapid, dar înscrie tot Ghior de două ori, 27-20. Pe picioarele Spinolei trimis mingea Ovdedal, spuneam, care este genială. Joacă cu ta lejeritate, cu ta naturalețe, are niște soluții fantastice. Minge deviată și prinde șață. Nu mai este nimic. Da, nu mai este nimic, iar în apărare joacă perfect cu pivotul cele de la Ghior. Astăzi pe DigiSport 1 de la ora 21, DigiSport special, iar de la 22:50 de minute fotbal european. Mâine 3 meciuri de handbal pe DigiSport 2 de la ora 15, Crimodense de la ora 17, meciul vedetă CSM București Ferencvaros de la ora 18:30, Bietigheim Brest. Un meci foarte tare în grupa CSM-ului. Dinamo joacă joi de la 19:45 pe DigiSport 4 cu Zagreb. Oratarul Șață Lâmbară a recuperat Târgă Grozav și încercăm să revenim în partidă la jumătatea reprizei secunde. Rapid a înscris de mai bine de 4 minute, ne-a arătat grafica regizorul acestei transmisiuni. Espinola, Grozav, schimbare direcție superbă la contră și înscrie 27-21. Joacă cu multă dezinvoltură Sorina Grozav. Să nu uităm, este, pe lângă faptul că a fost primul ei turneu final, este și prima oară când evoluează în Liga Campionilor în acest sezon. Da, ar fi putut să crească mult mai mult cu două sezoane, Sorina, dacă nu era și ea una dintre ghinionistele, problemele care au fost la Corona Brașov.
însă a avut puterea să reziste și a revenit Sorina la 23 de ani, semicer la Lucaci. E bine pentru noi, dar trebuie să fructificăm. Grozav, pasă la extremă, Corșoș închisă de Zeminco, cât agresivitatea la franțuzoaică, Espinola, are culoar, 9 metri. Greoaie. Da, căzută, era mai întâi piciorul în semicer. Înainte să dea drumul la minge, Lucaci, foarte bună această reluare edificatoare. Buceschi pentru Grozav, are culoare Spinola și o dă plasat inteligent în dreapta. Două goluri la rând Rapid, 27-22. Fructifică Rapidul, superioritatea numerică. Pare că a depășit, cel puțin pentru moment, problemele din atac. Cheia este însă în apărare. Trebuie o apărare mult mai solidă. Acum Buceschi se apără la ofte, dar om la om. În Zeminco pierde mingea. Da, s-a dezechilibrat Capitanovic și n-a putut să dea drumul la minge mai repede. Contează să înscriem. Grozav, Buceschi și aceeași Spinola la 9 metri. Eliza lasă pentru Grozav. Fentă! Și prin brațele lui Solberg, Ghiuleaua Sorinei. 3-0 pe intermediar pentru Rapid și mai este timp și loc pentru mai bine. 27-23 Ghior. 3 goluri marcate de Rapid în superioritate. Ceva mai bine la intercepție în prima repriză. Am reușit să furăm câteva mingi unguroaicelor. Hovdedal. O fault aici pe pătrundere. Cât de Rapid pleacă de pe loc Stin Hovdedal. Nu degeaba este de cele mai bune din lume. Are o viteză de reacție uluitoare și trasă de tricou de Ostase. Apare în semicerc în fața sa Mete Hansa. Apără și Capitanovic. Aveam nevoie de o astfel de paradă și să vină golul acum în poziționare. Spinola, Buceschi, Sorina nu mai aruncă. Spinola la extrem, nu are curaj Gutiere să atacă, să atace zona. Grozav calmează atacul. Spinola, Grozav, Hernandez a încercat să plece în circulație extrema dreaptă. Badea faultată, nu Badea. Este Lopez. Lopez. Să vedem dacă este eliminare de 2 minute. Cred că da. Cred că așa ar trebui. Dacă au văzut și arbitrii ce am văzut noi pe reluare. Exact cum a fost pe semicercul Rapidului când a primit Gutierrez a doua eliminare de 2 minute. Nu. Fără eliminare din partidă a revenit iată Polman. Grozav. Pasă bună, aveam doi pivoți și înscrie Lorena Ostase. Ce bine a prins mingea cu o mână. Ostase s-a întors, a pivotat și a reușit să marcheze. 4 goluri la rând Rapid și pare ușor de busolată Ghior, să sperăm că așa va rămâne. Apără Capitanovic, 9 metri la Mete Hansa. Time-out, da? Time-out pe care îl cere Martin Ambros. E bine să nu trimită în teren pe Terpel acum. Face apel la concentrarea jucătorilor sale Martin Ambros. Ghior primește 4 goluri la rând de la Rapid. Și îndrăznim să credem în continuare. Foarte frumoasă pasă oferită de Grozav pentru pivotul Ostase. 27-24 se revine la diferența de la pauză.
pregătită și Gross să revină pe teren după ce s-a refăcut. Hansen pătrunde și marchează. Ce ușor a părut această pătrugere stânga-dreapta lui Mete Hansen. Au scris și ele după ce le-am dat noi 4. Spinola grozav se înalță și dă peste poartă, din păcate, de la 10 metri. Încă 11 minute din partidă. Etapa viitoare va fi returul dintre cele două echipe la București, în sala polivalentă, care va fi arhi plină. Întâlnirea va fi duminica viitoare la ora 15, în direct la DigiSport. Nouă metri pentru Ghior, a revenit în pivot Lindblom, cel mai bun pivot de la Mondialul din 2019. Fostă jucătoare la Minaur Baia Mare, a crescut procentajul lui Capitanovici, 29, de fapt a rămas acolo. Hovdedal pasă printre, iarăși neatente, dar ne scoate acum Ilo crește. Capitanovici, da? Lorena pasă pentru Lopez, venită din dreapta, era și Spinola liberă, musculată Eliza Buceschi de Ivet Broch. 9 metri, intră Polman în locul Elizei Buceschi. Foarte frumoasă din nou pasa lui Optedal. Am intrat în ultimele 10 minute ale meciului. 4 goluri avans pentru Ghior. Rapidul are atacul. Polman în centru. Grozav a revenit în interstânga. Polman, Espinola, Polman, Grozav. Depășire, aruncă și marchează Sorina Grozav. Cât de scurt a fost și depășirea sa și a biciuit mingea la fel de repede față lui Ivet Broch. 28-25, Hansen pasă cu mâna stângă, o fură Espinola, dar din faul, 9 metri. Ce diferență când te uiți la Oftedal și Hansen, ce depășire rapidă oferă Oftedal, ce mișcări rapide de fapt, și Hansen mai în reluare, în greoaie, da. Broch, dar e vorba de statură, evident. Zeminco, Oftedal. Zeminco pune frânul, așteaptă pe Harșfalvi din extrema dreaptă, pe Falufeghi în locul lui Lucaci. Aruncare de la 9 metri pentru Ghior și amenințare de joc pasiv. Moment important al meciului. Oftedal pasă la intercepție, avem contraatac. Buceschi, Buceschi! Apără Solberg. Cât de calm a fost Solberg în poartă și parcă a hipnotizat-o pe Eliza să-i dă ușor jos în stânga. Ce frumoasă intercepția, n-a mai ajuns în Zeminco, dar Buceschi, care a avut tot timpul din lume, a fost ghicită de Solberg. Se întâmplă, e un portar mare Solberg. Polman pentru Grozav, Spinola își dă cu mingea între picioare, incredibil. Când să ne revenim și noi facem astfel de greșeli și nu te arată adversarul, pentru că se numește Ghior și scrie din nou Lindblom 29-25. Puteam să revenim la două goluri dacă nu ratam contra sau dacă Spinoa nu-și căuta picioarele cu tot cu minge și Martin Ambros pare din nou fericit. Polman marchează! Al doilea gol. 26, încă se poate, care să spunem la un rezultat de egalitate, dar trebuie să scoatem acele mingi în apărare, să nu le mai rosim atât de lejer. Zeminco ne scoate Capitanovici, care are 3 parade în ultimile 4 minute. Și în Z a rămas pe semicercul nostru. Eliza faultată, merge și o eliminare aici. Doar gol, e bine și asta. Împinsă s-a apărut Eliza Buceschi la pătrundere. A fost dublă superioritate pentru Rapid în atac. Estel Zeminco rămăsese căzut în semicercul nostru. Ați văzut cât de târziu a revenit și Blum. Era 7 metri dacă nu scria Eliza cu acea apărare în semicer. Până la urmă s-a făcut diferența de 2, de la minus 4, și sperăm în continuare că mai sunt 7 minute. Intră și Ana Gros, ce a lipsit vreo 5-6 minute cauza unei hemoragii la nas.
Gros din contact, 9 metri. Deja plecase faulul Feghi în apărare. Ovdedal la contact, a vrut să pună mingea la extremă, faultată. Ovdedal, 9 metri. Pare mai sigură echipa Rapidului în apărare în aceste momente. Revenire frumoasă a Rapidului, 2 goluri pentru Ghior Hansen. Hai fetelor, Ovdedal aruncă peste poartă și Rapidul poate reveni la un singur gol în spatele lui Ghior. Repune Rapidă, grozav, gol! Ce ratare, ce păcat! A vrut Sorina să dea din nou sub bară, însă Solberg a forțat-o să dea peste. A atins Solberg. Din brațul stâng al lui Solberg, da. Ah, ce ratări lui Thor și Solberg în situație de 1 la 1. Și ce momente are când etalează aceste parade uluitoare. Hansen, Zeminco, Gros, Blom. Ce multinațional are Ghior și ne mai scoate Capitanović din nou pe brațul său drept. Remarcabilă Capitanović cu 5 parade în ultimele 10 minute. Bucescu. Spinola din nou pentru Eliza, iese ca să-i facă loc Stefanei Polman. Calm, calm, probabil o fi spus Polman și le-a arătat și semnul pentru schemă. Revine Sorina în centru, poate să arunce de la distanță. Corșoș, grozav, Polman din nou, pentru ea se face jocul. Polman, gol! 29-28, Ghior revine Rapidul fabulos de la minus 7. Sper bucuria fanilor care se aud din ce în ce mai puternic în sala din Ghior. Ce intrare are Polman! Primul meci în tricoul Rapidului, 3 goluri din 4 aruncări. În ce moment important reușește Polman să marcheze? Încă 4 minute. Ghior sub presiune, este în atac, este Zeminco, reușește să marcheze. S-a infiltrat în spatele apărătoarele noastre, am revenit în atac, mai sunt 4 minute și 20 de secunde din derbiul grupei între Ghior și Rapid, ambele cu 10 puncte înaintea acestei partide superbe din Liga Campionilor. Espinola pentru Polman, grozav, vine să ajute Lopez, se duce al doilea pivot, grozav, lasă pentru Espinola, n-a mai aruncat de mult, Polman nu poate să dea și ea pe evitare. Nu ne-a ieșit acțiunea din prima. Polman, a vrut să dea suprața de joc, să sară mingea, dar nu a ieșit. Apără Solberg spre necazul suporterilor giuleșteni. A aruncat pe centrul porții Stefana Polman. Surprinsă puțin Solberg, dar poziția ei era perfectă. Acesta este golul marcat mai devreme de franțuzoica Estelle Zeminco. Cel mai bun... Cea mai bună jucătoare a europeanului din 2020. Zeminco, Hansen, Gros luată om de Sorina Grozav Târcă, Hansen, apără Capitanović, avem noi mingea pe contră, contraatac, aoleu, încă o dată, apără Solberg. Parcă se multiplică, câtă intuiție are această scandinavă în situație de 1 la 1, ne-a blocat toate contrele în ultimele 5-6 minute. Toft nici n-a jucat, am văzut-o în acest cadru, felicitând-o pe Silje Solberg. 3 intervenții uluitoare la contraatacurile Rapidului, care aceste intervenții fac în acest moment diferența. Gros așteaptă Zeminco, primește franțuzoaica, iese Târcă în fața sa. Din nou Gros, rotirea bratului, ne lovește o jucătoare, cade o stase, Blom se bucură pentru că a înscris 31-28. Ce ar fi fost dacă Rapidul ar fi dat măcar un gol din cele 3 contraatacuri? Grozav, Espinola iar n-aruncă. Polman pasă bună la extremă. Solberg recuperează pivotul nostru, faul. Nu mai, deja este a închis poarta. Solberg a intrat în transă. La fel și jucătoarele Rapidului, care aruncă în ea de pe orice poziție. Se duce odată cu aruncarea, nu pleacă
mai repede anticipat, așteaptă și are un reflex extraordinar. Vă dați seama ce o să fie polivalent duminica viitoare acești suporteri care vor fi de câteva zeci de ori mai mulți în sala bucureșteană. Te colocas aquí, que salga todo el mundo al débil, te metes entre medio, obligas sobre todo que vaya el balón todo el rato hacia nosotros, ¿vale? Venga, vamos, dale, vamos, vamos. Eliza, iată atunci Esteban Polman, ce a desenat și a discutat în spaniolă Viver pentru jucătoarele sale. El a spus 5+1 în apărare, după ce vor concretiza atacul. Meci extraordinar făcut de Capitanovic. Adevărat, și Solberg a închis poarta exact când nu trebuia. Oricum, Rapidul aproape de Ghior. Poate învinge Ghiorul cu siguranță în polivalentă săptămâna viitoare. A fost aproape și aici. Mai e puțin timp. Mai pot scoate măcar egalul cu indulgență rapidistele. Espinola, grozav, a aruncat de la distanță, a forțat această aruncare. Mult peste poartă, din păcate, n-a putut să îngroape mingea. Rapid va avea superioritate în sala polivalentă, pentru că va juca cu 8 tot timpul, datorită suporterilor, și probabil va conta acest lucru și să uite repede aceste greșeli impardonabile, ratări în situație de 1-1 cu Solberg. Da, plus acele greșeli de la mijlocul reprizei a doua. Încă o dată Capitanovic, care este în mare formă, să colegele sale n-au putut să joace la fel de bine. Acum pe contră, în sfârșit, o dă sub bară. Lopez, 31-29, 50 de secunde. Apărare avansată în principiu pentru rapidiste. Să nu ia timeout, Martin Ambros, decât după câteva pase. Vor intra repede în amenințare de joc pasiv. Zemico pentru Gross. Gross se răzgândește și timeout, normal. Only one attack, girls. Foul, and we wait until the passive. With the passive call, we will play in case passive for you to make the shot. But now you are receiving the pressing here. Yes. She's you, between you, us. She's yes? Yes. Look, you come here. Go here. Okay. Go here. And you two here. Okay. I have a pivot here in this side. Let's go open. Okay. Yes. And somebody has to come with you. Yes. Or this one or this one. And then we come here, options to play. If nothing, go out. If she go out and play here again like a left. And no risk on the pass. Go out, okay? Go out, go out, go out. Come on, let's take it. Păcat oricum, chiar dacă va pierde, fetele Rapidului au făcut un meci bun și părăsesc Ghior Arena cu capul sus. Gross pătrunde pe evitare și înscrie slovena. 32-29. Un meci bun, dar nu și constant pentru campioana României, dar este un punct de plecare pentru returul de duminica viitoare, spun, din sala polivalentă. E prima înfrângere a Rapidului în Liga Campionilor, coboară pe locul al treilea echipa lui Carlos Viver. Acum Hansen primește eliminare, în principiu nu. Atât. Va mai fi o aruncare cu paravan. Fair play, Carlos Viver se duce să-și salute spaniolii și șează cu echipierul, da? Foarte mulți antrenori spanioli în handbalul mare, handbalul adevărat, atât la fete cât și la băieți. Asta înseamnă școala iberică. Gol! Și gol pentru noi în final de partidă. 32-30, goluri multe. 62, din păcate, mai multe pentru campioana Ungariei, care va veni duminica viitoare, spuneam, în polivalență și poate nu va face față presiunii suporterilor și Rapid va juca la fel de bine cum a făcut-o în primele 50 de minute pentru a administra Ghiorului prima înfrângere din acest sezon.
Da, Gheorul a pierdut acasă împotriva lui Mes. Din păcate, Rapidul n-a reușit să scoată nici rezultatul de egalitate, deși a trăit cu speranțe până la finalul jocului. A avut o perioadă în care n-a reușit să înscrie și a primit goluri pe bandă rulantă. Apoi și-a revenit Rapidul și oferă suporterilor, ne oferă nouă speranțe pentru returul de săptămâna viitoare. Va fi cu adevărat o atmosferă uluitoare în sala polivalentă și Rapidul poate scrie istorie în continuare în Liga Campionilor să învingă Chiorul. Deocamdată este pe locul al treilea Rapid, 10 puncte ca și Esbjerg. Gheor pe primul loc, 12 puncte. Nu uitați mâine ce se mai București, Ferencvaros de la ora 17. Mai devreme aveți Crim cu Odense la ora 15 și după ce se mai cu Ferencvaros, Bitihain cu Brest, trei super partide la Digisport din Champions League. Severin Călinescu și Costi Prână, vă mulțumesc că ați urmărit derbiul dintre Gheor și Rapid. La revedere!